În timp ce România este lovită de al patrulea val de pandemie de COVID-19 și în Mehedin situația se agravează. După luni de zile în care nu a fost depistat niciun caz de coronavirus la nivelul județului, ne confruntăm cu o creștere rapidă a numărului de infectări. În timp ce numărul cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19 atinge un nou record de infectări al ultimelor luni, crește și rata incidenței cumulative în Mehedinți. Rata de incidență COVID-19 în județul nostru este de 0,32 la 1000 de locuitori. Situația epidemiologică din județul Mehedinți de astăzi 6 septembrie este următoarea: 379 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată, 8 persoane se află în carantină instituționalizată, 57 persoane sunt testate pozitiv izolate la domiciliu asimptomatice și 42 de persoane sunt internate. În ultimele 24 de ore au fost confirmate COVID-19 6 noi cazuri. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 0,32. Astăzi, 6 septembrie 2021, în județul Mehedinți, situația epidemiologică este următoarea: 379 de persoane se află în carantină la domiciliu, persoane în carantină instituționalizată, 57 de persoane testate pozitiv izolate asimptomatice și 42 internate.